Nu mai vrem copii morți și polițiști care protejează beizadele. Nu mai vrem polițiști care fac trafic de droguri și sunt mână în mână cu traficanții. Nu mai vrem polițiști blatiști care se uită după pescăruși când traficanții trec fluierând pe lângă ei în portul Constanța, pentru că este o sfidare la adresa întregii țări să crezi și să admiți că poliția română nu a capturat niciun gram de droguri în portul Constanța timp de 2 ani de zile. Un gram! Asta nici nimic în condițiile în care în Rotterdam au fost prinși traficanți cu 70 de tone de cocaină într-un singur an, în 2021. În Anvers, 110 tone în 2022. La noi, la Constanța, nimic, zero. Nimeni nu poate să creadă asta.